secretul succesului. Stăm de vorbă cu project managerul Realitatea.net, Cristi Dorombach. Salut, Cristi, bine ai revenit, la mulți ani. Deci, cum ați reușit? Cum reușim? Întotdeauna suntem primii cu cele mai importante și cele mai bune știri pe Să țineți așa și în continuare. Și atunci când acele știri se întâmplă, la câteva secunde după ce evenimentul a avut loc. Ai învățat, cred că, de la niște producători auto care sunt primii acum în integra Google Maps pe mașini. Producătorii auto sunt însă undeva în urmă, puțin în urma noastră, pentru că noi deja avem Google Maps pe mașini, îl avem, știm, după cum știm, în toate telefoanele noastre. E bine, în final, mașinile au început să fie utilate cu acest sistem de navigație și nu sunt puțin producători. Mașinile noi de la BMW, Ford, Audi, mai nou și Kia, vor avea acest sistem de navigație, ceea ce înseamnă că noi putem să ne alegem destinația încă de pe telefon sau de pe e-mail de la birou și o salvăm într-o rută pe care noi vrem să o avem, iar în mașină, în momentul în care ne-am suit la volan, știm exact unde să ducem, iar mașina ne va trimite pe cea mai scurtă rută către... De ce au ales ei Google Maps? Pentru că oricum până în acest moment erau mai mulți producători care aveau un sistem de navigație integrat. Aceasta era și una din problemele mele, să stau cu telefonul în mână să urmăresc harta sau să folosesc GPS-ul autohton sau să folosesc navigația mașinii și așa mai departe. E bine, Google Maps este singura hartă care se integrează cu tot ceea ce facem noi în fiecare zi, de la telefon, la calculator, după cum am spus, mai nou și la mașină. Bineînțeles, există și GPS-uri dedicate care au Google Maps pentru cei care au mașini mai vechi și acestea se pot integra cu celelalte dispozitive pe care le avem noi, dar iată, acesta este viitorul, să avem mașinile care acum ne arată și pe unde să mergem și cum să mergem folosind Google Maps. Asta după ce la începutul anului am văzut, au apărut mașinile care ne citesc statusurile pe Facebook. E viitorul, important e să fim atenți. O să apară mașinile care fac cafea, mașinile care fac singure cumpărături și așa care, mai departe. Da, urmează, ne îndreptăm spre acolo cu pași mici, nu cum am văzut noi în filmele SF. E bine, până atunci trebuie să fim atenți și la ce folosim telefoanele noastre și ce instalăm pe aceste telefoane, pentru că un lucru bun este că Apple a reușit să închidă un serviciu de aplicații care ne ajuta să instalăm pe telefoanele iOS aplicații neoficiale și anume nu trebuia să plătim pentru ele. În principiu, pentru orice aplicație de pe telefoanele Apple trebuie să achităm o sumă de bani în condițiile în care aceasta este cerută. Iar pentru aceste aplicații era un program numit Installous care ne lăsa să instalăm fără să plătim această sumă de bani. Aha, deci bine, nu te referi la aplicațiile gratuite care sunt în Apple Store care gratuite? Nu, la cele care sunt pe bani, pe care trebuie să le plătim acolo. Ei bine, au închis acela, însă, așa cum se întâmplă atunci când închizi un pirat, apar alți doi în loc, așa încât trebuie să fim foarte atenți de unde instalăm, mai ales să nu credem aplicațiile care nu sunt oficiale și nu sunt dezvoltate de un operator oficial. Ei bine, până ca să vedem acest lucru, putem doar să citim comentariile de la cele aplicații, fiecare își lasă câte un comentariu și spune ce va urma. Și putem să citim comentarii și despre noul Samsung Galaxy S4 care se pare că va apărea în curând. Care se pare că se va lansa probabil în curând. Vom vedea acest lucru. Momentan avem zvonuri despre aceste telefoane. Avem chiar și un filmuleț făcut de un blog de tehnologie. Nu este nimic oficial, nu știm nimic. Fă-l mai mare un pic să vedem mai bine. Vom vedea și mai bine. Iar aceste zvonuri rămân să se confirme abia în momentul în care telefonul va ieși pe piață. Da, se spune că va avea o cameră foto. Se spune că va avea o cameră foto absolut foarte performantă, de 13 megapixeli și eu aștept să instaleze și acea cameră foto care va ști să-ți focalizeze imaginea. Și să mai spune ceva despre noul Galaxy S4, că va spulbera pur și simplu Apple. Până atunci, iPhone mai vine cu o versiune, au apărut zvonuri și despre iPhone. Urmează să vedem undeva în martie, până la mijlocul verii, că vom avea o nouă versiune de telefon de la Apple. Dar chiar și până atunci începe săptămâna viitoare
CES. CES este cel mai mare târg de tehnologie din Statele Unite. Este un fel rivalul târgului de tehnologie din Europa, care are loc toamna, dar este și locul unde mari producători anunță cele mai noi dezvoltări în tot ceea ce înseamnă tehnologie. De la, și oare vom afla ceva de la, și despre cele două telefoane noi? Probabil de la Samsung, da, de la iPhone nu neapărat. Ce vom afla la CES și ce se știe în momentul de față, de la Samsung tocmai aflăm că vor aduce îmbunătățiri televizoarelor existente, și anume televizoarele care sunt acum pe piață pot avea parte de un upgrade. Dar până atunci putem avea și un nou sistem de operare pentru telefoanele mobile, și anume acel Linux pe care noi îl știm că este pentru servere și pentru alte calculatoare foarte, foarte sofisticate, va fi disponibil acum și pentru telefoanele mobile, va fi prezentat la CES începând cu săptămâna viitoare. O groază de informații vom avea și le vom acoperi pe larg aici. Absolut, te așteptăm. Mulțumim foarte mult, Cristian.